ce vei vedea tu în aproapele tău? Nimic altceva decât niște manifestări și niște trăsături a ceea ce este aproapele tău pentru tine. Un leu privește o gazelă. Ce vede el în această gazelă? Nu vede mersul ei grațios, nu vede finețea ei, nu vede ochii ei catifelați, bunătatea ei, iubirea ei de mamă. El vede un simplu prânz. Asta e tot. Ce vede omul desfrânat într-o femeie care este capodopera iubirii lui Dumnezeu? Omul desfrânat nu vede altceva decât un obiect al desfrâului din viața lui. Așadar, vei vedea în aproapele tău nimic altceva decât ceea ce este el pentru tine. Manifestările lui vor fi observate sau neobservate de către tine în funcție de ceea ce este această persoană pentru tine sau aceste lucruri. În momentul în care Acan a văzut o placă de aur sau de argint, nu știu ce rugine era, una din ele două, și o manta, lucrurile acestea pentru el au devenit frumoase și atractive. Pradă. El n-a văzut acolo blestemul care însoțea aceste lucruri. Și nu a văzut blestemul, că pentru el păreau a fi o binecuvântare, care s-a dovedit a fi un mare blestem. Tu vei vedea în persoana de lângă tine și în lucrurile prin care treci ceea ce crezi tu cu privire la aceste lucruri. Toate celelalte trăsături pe care le vede ochiul celui duhovnicesc vor trece pe lângă tine, pentru că tu ai deja ochii fixați asupra unei valori a acestei ființe sau acestui lucru sau ocazii sau posibilități pe care o ai. Apostolul Petru vorbește în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu să zgârie, nu să rănească, ci să înghită. Ceea ce înseamnă înghițit nu înseamnă omorât, ci înseamnă asociat, îl face parte din corpul și ființa lui. Diavolul nu urmărește moartea ta. Are nevoie de serviciile tale. Ar vrea să te angajeze în slujba lui. El nu a urmărit moartea Domnului nostru Iisus Hristos, ci a dorit să și-l asocieze. Închină-te mie și toate celelalte. Acest lucru se întâmplă cu fiecare dintre noi. El face aceasta pentru ceea ce vede în noi. El vede în noi o pradă. El vede în noi lucrul asupra căruia ar vrea să-și poată revărsa toată răutatea și prin care să-și îndeplinească planurile. Ceea ce vezi tu în aproapele tău va determina ceea ce vezi tu în aproapele tău. Va determina felul în care te porți. Ceea ce vezi în el va ieși în evidență prin ceea ce semnifică pentru tine. Aș vrea să urmărim textul acesta nu ca o expresie generală, ci ca una particulară. Atunci când Satana dă târcoale și caută pe cine să înghită, nu cumva pune ochii pe tine? Nu cumva pune ochii pe mine? După cum leul aleargă toată turma și pune ochii pe unul și pe acela îl va sfâșia. Dacă pune diavolul ochii pe tine, care este cauza? Care este acel lucru din viața ta care ar atrage sfâșierea sau înghițirea ta de către diavol? Leul nu atacă la întâmplare, el aleargă toată turma și datorită unui anume lucru pe care îl face unul dintre animale, cum ar fi faptul că se depărtează de turmă, pentru el acesta e semnul și criteriul că aceea este victima. Satana dă târcoale ca un leu, nu se poate arunca asupra tuturor deodată, se aruncă asupra unuia, care ar fi motivul lui să se arunce asupra ta? E momentul și timpul să vii la Dumnezeu și să spui, Doamne, e ceva în mine care ar atrage pe diavol să se arunce asupra mea și să mă înghită, care dă târcoale chiar în clipa aceasta când noi vorbim. Este ceva în mine? Care este acel lucru? Care este acea trăsătură a caracterului meu? Care e acel obicei sau acea purtare a mea care ar atrage atacul diavolului? Nu dați prilej diavolului, spune Biblia. Nu-i da ocazia. El nu poate să atace, nici să sfâșie și nici să înghită, decât dacă îi este dat prilejul. Așa cum leul vede ceva acolo și de aceea se duce și ea animalul acela. Nu dați prilejul diavolului, că el îl va folosi. Întreabă-te dacă felul tău de purtare nu cumva este un prilej al diavolului pentru aproapele tău. Întreabă-te dacă nu cumva felul tău de purtare este un prilej dat diavolului cu privire la viața ta. Dacă ceva din viața ta
nu poate fi numit prilej dat diavolului. Dacă nu ar fi posibil să discernem acest lucru, să știm când dăm prilej diavolului, atunci Dumnezeu nu ne-ar fi spus nouă, nu dați prilej diavolului, ne-am fi pomenit după ce i-am dat prilej, atunci ne-am fi dat seama. Nu e adevărat că înainte să zici vorba aceea, parcă îți bate puțin inima? Și Domnul spune, vezi că dai prilej diavolului dacă zici vorba aceasta. Dacă faci fapta aceasta, cum îi bătea inima lui David, nu faci altceva decât să dai prilej diavolului. Nu-i da dar prilej pentru că el îl va folosi. Și Pavel Apostolul spune, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Ele ne-au fost făcute nouă cunoscut prin descoperirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așadar venim împreună în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne ajută-mă ca astăzi nimic din ce voi vorbi sau voi face să nu fie un prilej dat diavolului. Dar în același timp să fie un prilej dat oamenilor să slăvească numele lui Dumnezeu după cum este scris, ca oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Amin.